Da, adevăr e că stăteam acasă, nu făceam absolut nimic, n-am nimic de făcut, n-am nimic de filmat și eu n-am vrut să-și luau domnul Chiu și am văzut toate filmele, mi se par foarte proaste, adică execrabile, am zis că nu joc, vorbeam cu prietenii mei chiar cu Alex, cu care na, suntem aici forțați să jucăm, am zis că nu jucăm niciodată în filmele lui și da, asta e, nu făceam nimic și am zis că hai să fac ceva, să mă țin ocupat, să nu mă ajut pe calculator, să asta. Asta e, sper să termine repede și să iau de mâncare la pisici, că asta acum am o pisică nouă în casă și trebuie să iau niște lanțe. Și după ce ai citit scenariul, nu ți-a fost frică? Am plâns, am vorbit cu prietena mea, mi-a zis, băi, asta e, te-ai băgat, te-ai zis omului că faci și n-am avut ce să fac și asta e.